Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală sau plan nutrițional personalizat la adresa de mail afișată pe ecran. Astăzi răspund la o întrebare venită de la un membru al canalului meu. Nu uitați că și voi puteți deveni membri apăsând butonul alătură din pagina principală a canalului. Întrebarea sună așa. Ce alimente trebuie să evit? Dacă sufăr de artrită. Artrita reprezintă o problemă de sănătate comună, ce presupune inflamația cronică a articulațiilor. Ea poate da durere și distrugere articulației a oaselor și nu numai. Există mai multe tipuri de artrită, printre care menționez osteoartrita, o afecțiune non-inflamatorie artrita, umatoidă și psoriazică, afecțiuni inflamatorii considerate autoimune. Se pare că dieta poate fi de ajutor în controlul acestor afecțiuni. Tocmai de aceea vă prezint în continuare 8 alimente ce vă pot ameliora simptomatologia de artrită. În primul rând este bine să renunțați la zahăr aveți grijă la conținutul de zahăr al alimentelor la care nici nu vă așteptați. Verificați mereu eticheta. Al doilea aliment pe care este bine să îl evitați este reprezentat de carnea roșie, dar și carnea procesată. Acest tip de carne crește riscul de inflamație. Dietele bazate pe plante au arătat o îmbunătățire a simptomatologiei articulare. Tot la alimente nerecomandate intră și alimentele cu gluten. Glutenul reprezintă o proteină ce se găsește în grâu. Se pare că glutenul are proprietăți inflamatorii, iar reducerea sa duce la reducerea simptomatologiei articulare. Mai mult, persoanele cu boala celiacă prezintă un risc crescut de a face reumatism articular. Cam în aceeași manieră în care persoanele cu reumatism sunt predispuse la boala celiacă. Alimentele intens procesate, precum alimentele fast-food, cerealele pentru mic dejun și patiseria, nu vă sunt benefice. Ele conțin, în general, cereale rafinate, zahăr, conservanți și alte ingrediente inflamatorii. Toate acestea pot duce la agravarea simptomatologiei articulare. Alcoolul poate agrava simptomatologia de artrită. Este bine să reduceți și chiar să-l evitați. Consumul cronic de alcool este asociat cu un risc crescut de osteoartrită atenție și la uleiurile cu un conținut crescut de omega 6 și scăzut de omega 3, pentru că și acestea vă pot face rău în cazul în care suferiți de artrită reumatoidă sau de osteoartrită. Aceste grăsimi sunt necesare pentru sănătate. Cu toate acestea, un dezechilibru al rației omega 6, omega 3 poate crește riscul de inflamație. Este bine să reduceți consumul de alimente bogate în omega-6 și să creșteți consumul de alimente bogate în omega-3. Să nu uităm de alimentele cu un conținut crescut de sare, precum creveții, conservele de orice fel, pizza, anumite tipuri de brânză, mezelurile și exemplele pot continua. Nu vă recomand să consumați alimente intens prăjite și ultra-procesate, precum baconul, cremușii, parizelul, cartofi prăjiți, margarina, dar și maioneza. Înlocuiți aceste alimente cu legume proaspete, fructe, dar și pește gras. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi și utile informații. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.